Serghei Mizil a venit la o mormântare spre surpriza rudelor mortului. Ce nu știe Serghei e că prezența lui aici e o greșeală din toate punctele de vedere. Bă, ce e aici, mă, mâncava și grăvă? Ce-i, mă, bulii, bă, și ăla ăsta? Ce-i asta aici, mormântare? Ce-i asta aici? Pe bă, bă, pe vremea mea nu se murea și am mâncava și grăvă, să-ți trebuia adeverință de la blocul de muncă. Haideți, vă rog, mai mult respect, vă rog. Haideți să tratăm cu atitudinea cuvenită, vă rog. Ce respect, mă, mâncați de respect, tu vorbești de respect? Pe auzi, dacă mergeam cu ăsta și spunea, băi, Serghei, vezi că nu mai am bani, plătește tu, mâncați și gura ta, tu mergeai la bagamon, ce-a plătește tu, că eu am dat toți banii pe droguri. Ăla mai era respect? Păi nu mai era respect, dar, bă, ce bine, era băia bună și el, n-am ce să zic. Știți cum se spune, despre morți numai de bine, Dumnezeu iartă. Păi a avut mult mâncați și gura ta, a avut de furcă Dumnezeu cu iertatul ăsta, că a avut păcate la greu. Bă, nu știu, făceam, plecam din cârciuma acest dimineața cu bagabantele după noi și zicea, Serghei, nu, hai să luăm încă 2-3 de pe centură, că-ți dai mai ieftine. Au spus mai ieftine, era nebun, mă, era nebun total. Bine, am împărțit cu el și bune și rele, orice, și proaste, și deștepte, și frumoase, și urâte. Știți cum se spune, vii cu vii, morții. Cu morții. Cu morții morților, cu unde, pfff, mamă, ce... Ia, opa, o știi, mă, pe roșcata asta? Asta, mă, roșcata asta, rutunjoară de aici, nu știi cum e. Ia. Roșcato! Alo, doamna! Doamna, roșcata, fă! Hai, mă, pe și eu văd că Buda ești nebun la cap, asta e nebun la cap, chiar nu mă bagă. Bă, te uite, mă, strălup și gât! Mă, ce faceți, mă, cu hârtoapele astea aici, am un cavaș grea, mă? Băi, pe cine ați ascultat și voi, bă, aici am un cavaș grea? Doamne, iartă-l pe bețiv, că nu știe ce face. Mă, ce fac? Ce faci, mă, cu tine vorbeam, mă, nu auzi? Cu tine vorbeam, Roșcat, da, ce faci, cu tare, bem, mă, văd că asta, îl cunoșteai? Normal că-l cunoșteam. Păi adevărul că e normal, la câte bagabante ai avut, normal, o fi dat și la tine, mă? Eram și o pânzoră când a fost... Ce rușine, băi, măgarule! Și vorbești tu, mă, Roșcat, măgar, ai mai văzut tu măgar vreodată în viața ta, măgar cu coada în față, zi? Hai, mă, lasă, nu fii supărat, acum face și noi o Caterinca, o asta, că suntem aici, știi cum e, vii cu vii? Morții! Morții tăi! Bună! Eu... Firar, oh, Doamne. Auzi? Poți să-mi împrumuți puțin aia? Ce-ți dau asta? De ce nu spui, mă, așa, mă, mâncați și gura ta, stai așa să vin la tine. Băi, ne, dar te-am întrebat mult și mai devreme, nu ți-am zis, băi, haide-mă, facem, mă, bem și noi ceva, ia, da, ce nu, arde, mă. Nu, sticla, crucea. Cruci, dă-mă, e... Bă, mă, cum, băi, și mută și papa? Băi, ești nebun, mai omorât, ia, vezi ușor că e grea. Băi, ești popa, să moară, mă, dar am văzut aia, nu veni să cred. Băi, ăsta-i popa, stai de bun, cum ai zis că și ce am zis că ești fachir sau misa de aia de pe apișat? O, Doamne! Băi, oameni buni, te cași pe tine, trebuie să stai popa! Popa fără cruce! Băi, ești nebun, popa, mamă, eu mă râd mâncați și gura. Dacă ar vrea cineva să spună câteva cuvinte, da, eu, care l-au cunoscut... Da, eu spun câteva cuvinte imediat! Eu că l-am cunoscut bine de tot! Da, așa să mă așez. O, Doamne! A fost cel mai mare bețiv din toate timpul și dacă Serghei vă spune asta, înseamnă că a fost mare șmecherie. Bă, știți cum era asta? Îl băgați sub masă și pe Nicu Ceaușescu, cum am mâncat vă și gura voastră. Bă, era campion mondial. Bine, omul era interlup cu asta oarzea, adică făcea jmenul cămătărie cu tare, mai rupea o mână în picior, mai băga pe fraier în canal, știți dacă nu dădea bani. Dar, bă, cea mai mare calitate la omul ăsta a fost că niciodată nu te lăsa să dai un șfans când mergea la șpriț. Plătea el totdeauna masă. Bă, și ce-a făcut odată? Mâncava și gura voastră și m-am zis, haide-mă să ciordim niște băutură dintr-un depozit. Și știi cu ce a venit? Să moară mama de la venit cu un tank! Ia ridică-te, doamne, de acolo! Hai, pleci de aici, lasă-ne în pace, te rog frumos, ridică-te de acolo! Doamne, miluiește și păzește pe robul tău! Gheorghe! Gheorghe! Ce, mă? Care Gheorghe, mă? Ce-o frecat atâta cu Gheorghe, mă? Să-ți nebun la cap, care Gheorghe? Cum, care Gheorghe? Gheorghe, soțul meu! Ce ești ca tu ăsta? Da! Păi și unde a venit, mă, mă, capa și gura, mă? Bă, mă, băi, câte ceasul, mă? Ia vezi repede acum câte ceasul. E două! Mă, mă, cum două, mă? Păi eu trebuia să fiu la mitica la trei! Am, mă, m-am greșit mortul, murci! Băi, ești trebuia, am greșit, mă, să mai întâmplă! Am greșit mortul, să mă rămas, să nebun, băi, hai că am plecat! Hai, vă las atunci, cum să spune asta? O mormântare plăcută, cu tare de asta, să-i fie țărnă, și ar trebui, hai. Hai, Roșcat, lasă, nu fii supărat, asta e. Popo, vezi, mai vii și la mitică, da? Hai că mă grăbesc că am trebuit, mi-aduc și aia la trei. Da, mă, da, crucea, mi-aduc la trei la mitică, da? Și te uite așa, hai, hai, v-am pupat, asta e.
Hai, vii cu vii și bagamontele cu bagamonte. A, popo, vei să nu uiți. Mi-a zis, vii tu cu bagamontele la, la mitică, la trec, da? Hai. Te-am pupat, mai noroc. Da. Am revenit, nu știu unde e Serghei, pe la baie, pe la asta, vorbește pe la telefoane, să gâdile la o-o. Ci că te întreabă cineva, e adevărat că Anza Pele a fost atacat cu radiații pentru că o parodia pe Elena Ceaușescu în sketch-urile lui Leana? Hai, mă! El murind de cancer în decembrie 83? Nu. Jureviciu, zice. Nu. Altcineva, Michel, ci că vreți să mă omoriți în seara asta, nu mai pot, vă pup, am avut un vernisaj, sunt knock-out, dar nu pot să vă las singur, mulțumim. Ci că nu mai pot, am făcut pe mine de râs. Ne pare rău, puneți Pampers la următoarea emisiune. Între timp noi pe hol am avut frumosul meu coprezentator și distinsul invitat au schimbat povești de la diverse mormântări. Romeo mi-a povestit cum fratisul s-a dus să cânte la un mort și a greșit mortul și a dat seama la plăteală că nu ieșea loveaua. Serghei mi-a povestit cum s-a bătut cu mort într-o biserică și aș vrea să detalieze. Dar nu m-am bătut, am bătut mortul. De ce ai bătut mortul? Da, de fapt, cum te bați cu mă? De ce ai bătut mortul? Nu, eu, hai, lasă-mă că mă... Hai mă, zi acum! Eu mai dau subiecte la ăștia. Zi așa puțin, puțin de ce ai bătut mortul. Nu mai eram la școală și aveam un coleg, Dumnezeu să-l ierte, a murit tot de băutură și mi-a zis, vino să vezi ce facem. Și m-am dus cu el, înțelegi? Și era mortul acolo, plângea familia și era chel, poc cu palmă pe chelie, m-am uitat și eu, poc cu palmă pe chelie. Și ai fugit. Și am fugit, că am fugit, toată lumea după noi. Și l-am întrebat pe ăla, știai, aveai ceva cu el. Dar tu de ce ai dat? De solidaritate? Era, era și puțin boț și ăsta avea o voce foarte groasă, Și a venit și a schimbat freza și a făcut toate alea, avea haine, avea diferite trucuri și a venit directorul cu familia mortului, înțelegi ce? Și nu l-a recunoscut. Direct la noi în clasă veneau, acolo au șucre și a întrebat, Niculescu, tu, nu, ăla cu tare, nu, tu, pește și anul, tu, nu, 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 ăsta e. Dar și mulți cu popii am avut-o și... Ți-am spus că și-a cernic. Nu, cineva te-a turnat, să știi. Că foarte multe, omul de la Mondeni te face foarte bine și foarte multe țin de intimitatea ta, de cum ești tu în intimitate la chefuri. De nu exact cum ești la televizor, când, înțelegi? Când așa și când vine una, băi, e roșcat, e vină, exact așa. Pentru că tu ai treaba asta la șpriț, vrei să combini pe toată lumea. Da, să pe toată lumea, cu toată lumea să facă dragoste, ceea ce nu e tu fii hipiot. Eu fiind cu make love, not war. Ce îți inspiră ție această... Ce îți inspiră Romeo ție? Mare zăpăceală. Dar fii atent. Și la Cernica ne-am luat la bătaie cu groparii, adică... Tot la o mormântare? Da, am zis că eram la... Mama, nu știu, la mormântare sau la parastans ne-am luat cu toți groparii. De ce? A pornit scandalul de la un platou. De la ce, mă? De la un platou, mă, dar eram complicat. Eram cu Tom, cu ăștia, niște... Cum de la un platou? Oameni de bine, aveau la o bășină de mașină pusă sub un copac șeful groparilor acolo și noi am venit, tata Dumnezeu să-l ierte, să stea pe un scaunel mic cu spatele la mine și cu surorile mele care sunt mai potolite. Și eu cu leprele mele am pus un platou să mâncăm, să dăm pomană sau ce să dăm, pe mașina lui ăla, care era sub un copac cu bășină de mașină de vreo 20 de ani. Înțelegi? Și el a ia platou. Băi, mă, că luăm platou. Și domne, că mi-a zgâriat, mă, dă-te în nămolul, știi cum vorbesc, cu bășină de mașină. Am luat platou, gata. Și el, bă, că ești tare în cioc. Și ăștia mei i-am luat, l-am luat puțin pe ăla și era șeful groparilor. No. Mamă, știi cum săreau Romeo aia? Știi cum săreau aia din gropi cu, cu furci, cu lânci, cu... Castigoi. Da, mă, exact, castigoi din istoria și tata Dumnezeu să stea cu spatele și îi zice lui sora mea, a început idiotul ăla de fratită. Telefoane, să vin la ai noștri, să vin la ai fine, am căzut la pace cu groparii, cu alea. Dar am sărit pe acolo, prin cruci, pe sub alea, cu tractouri, am strigat tot. Dar tu ești bătăuș, așa e? Nu, domnule, nu sunt... Nici violet, tu ești caterincă. Nu, nu mă apucă, am momente când sunt impulsiv, dacă nu înțelegi omul ce vreau. A, dar oameni străini, că așa prietenii nu îi ataci, nu. Păi, dar nu înțelegea, băi, am luat platou, gata, lasă-mi și bă, mașina. E, oameni care caută scandal. Da, nu știu, aveau trompetă de zic, lasă-ne, bă, cu mașina ta. Putea să aibă orice. Dar de ce zici tu mașina între cruși pe aici? Că eu sunt groparul, șef, dă-te, hau, hau, gropare. Vrei? Da.
Și cu frate, tu cum a fost, mă? Frate mi s-a dus la un mort și el cu tovarășul lui care era acolo la compania s-a dus să-și cumpere ceva dintr-un magazin și când au, până au stat ei acolo a venit Talmor și a intrat în lume acolo la mort. Și a cântat lui ăla până la cimitir, wow, cum să cânt acolo, i-a cântat și marșul. Dar femeile alea, vai maică ce frumos a cântat, dar ce, cine v-a plătit? Cine a făcut pomană de ne-a trimis lăutari? Ăștia se uită unul la alt fir așa, al dreacu, mamă, hai să mergem că am greșit mort, zice. Și nu l-ați mai prins pe ăla? Păi nu mai, au luat țeapă. Dar frate, tu care astea are? Cu teoctist m-am luat cu toată lumea, la înjurături. Dar odată cu eram cu teoctist. Bine, eu știu acum cu teoctist. Dar lasă-mă că... teoctist. Eram cu Fănuș și cu Guță, doi mari. Da. Și Caterinca da. Și da. Pe talente, Fănuș am prins și eu la niște mese, așa Guță, băieți, băi, dar Caterinca mare. Și ne-a chemat... Ce mi-e drag când povestește mor. Da. Guța avea un prieten, un popă la Snagov. Și a mers la călugărul de la mănăstire, nu? Eu mai da, știu mă, cine era, am mers în deci stare... Deci priț omul, da. În stare avansată de ebrietate. Și ne-am luat scandal acolo între noi. Pot în penie. Că aveam mașini la fel și Guță spunea că mașina lui, spunea că mașina mea. Mamă, ce moși. Da. Băi, ce vrei, bă, era 5 dimineața. Și el spune, bă, și cum era mai așa și repezit, te fuc și plec. Zic, pleacă, bă, dar aici că rămân eu și beau. Și mai mereva că eu spuneam, băi, mașina mea și... Aveam aceleași culori la mașină. I-am pus smarandă, i-am pus numele după fata lui Băieșu, înțelegi? Da. Că mi-a plăcut tare mult de el. Am ținut tenorul la mola. Bă, și el o ia pe acolo și pupa construia acolo. Și a căzut în var. Înțelegi? Noi mai pusem vreo jumătate. Stai puțin că asta era. De el venea printre cruce albe așa. Înțelegi? Și a crezut că-i fantomă. Și spune, eu uite-l pe ăla. Și ce fugi? Eu fugeam. Înțelegi? Și eu fugeam. Și el ne făcea semne așa și Fănuși îi spunea, ce ne face? Ne face semne să stăm. Și el făcea, nu sta! Ne lasă lumea acasă! Și eu, da, ce se... Ne face semne să stăm! Doua zi ne-a înjurat, a doua zi stă la trei case de unde avem. Dacă nu mai pot. Da, mamă, Caterinca mare era cu el. Și a venit pe jos, săracu. Eu știu ce a venit, că nu am fugit. Eu cu mașina. Deci asta a dat povești de Halloween. Da, deci eu când am întrebat la începutul emisiunii dacă ai sărbători Halloween-ul, trebuia să spui că da. Bă, dar ce venea, cu venea îl plătizea printre cucele alea și cu... Da, dar auzi, eu eram o dată la Bolentin Dal, dacă ați auzit acum. Și eram la Bolentin Vale. Acum vreo 10 ani de zile. Da. Și mare hit, mare balans, îmbrăcat țiganul în alb. Și aveam niște ochelari, nu erau de aia de noapte, erau numai de soare, practic. Păi ăștia sunt noapte. Da, ăștia și e heliomați ăștia, se adaptează. Stai să vezi. Ochelari de noapte, ochelari de zi, e caruși. Eram eu îmbrăcat în alb, trebuia să intru la ora 11 ca Maria Ciobanu la program. Și acum ca omul, emoțiile alea, să mă duc și eu la toaletă, știi? Eu de unde să știu că țiganii are doar două scânduri cât mână așa. Și mă duc eu acolo și am mâncat îmbrăcat în alb, că îmi pun piciorul, buf, direct în gaură, până aici m-am dus. Și cum m-am dus în del? Și ce ai făcut? Păi m-am chinuit, am ieșit de acolo. Și a stat așa. Dacă n-aveam ochelari, sărea de la noi să moară. Că în gură ți-a sărit oricum. Dar nu conta că l-ai vedea la ochi. La el ochelarii față în mare. Ochelari și ochelari de zi. M-am dezbrăcat în pielea goală, la două frunze de alea de lipan, una în față, una în spate. Nu cred. Să mor dacă te... Am sărit gardul când mă uit la un vecin, un mare buton, butoi de ăla de 220 de kg de lemn de murături. M-am băgat acolo la butoiul ăla și m-am spălat cât de cât. În murături sau cu apă în de apa, așa. Omul își punea butoiul la umflat. M-am dus la șofer, zic că ăla dormea. Dintr-o dată a început să tușească. Ce ai mă, zic, dai drumul repede la mașină la un Peco să-mi iau haine. M-am dus la Peco. Păi cum, cu frunzele alea? Cu frunze, pe cum vrei, trebuia să intru la Peco. Și la Peco nu se văd haine, cum să vină? Și-a luat brăduți. Dar și-a luat brăduți de admios. Păi lasă-mă să termin. Mă duc acolo la Peco. Și-a luat deodorate și brăduți. Din viața mea, că ești fantastic. Îi zic lui ăla, băi, să-ți trăiască, îi dau eu vreo 3 milioane acolo, dă-mi și mie o șalopetă, ce ai pe aici, dă-mi un duș să mă spăl. O șalopetă. Da. Ăla... Și da. Ăla vorbea, dai să... Ăla vorbea cum vine, hai, du-te, băi, acolo, te-ai dus, m-am spălat, m-am dus la
la nunta aia ce era și acum țiganii aia vorbea, bă, cred că a căzut cineva în veciu, că mai urme pe acolo.